abordez în seara asta o temă, cum zic eu, interesantă și serioasă. Anume, mi-a trebuit să vorbesc despre valorile Sfinților Episodilor, pentru că spre deosebire de prietenul meu, Sergiu Ciocârla, și de alte vorbitorii mei, eu consider că România de astăzi este într-o criză spirituală, în primul rând, și abia apoi economică, și pentru faptul că în sfera publică, în spațiul public, nu se mai discută despre valori. Ori pentru Sfinții Închisorilor, valorile au fost extrem de importante. Valorile i-au definit, prin valori s-a creat acea diferență specifică, care diferențiază și de mucenicii creștini din primele secole și de alte categorii de învățători, dacă vreți. Dacă despre valoarea numită în viața de Hristos consider că sunt calificați să vorbească preoții, teologii, chiar ei mântuitorii, cred că aș putea să vă rezum foarte pe scurt câteva idei pe care eu le consider interesante în privința acestea a doua valoare, anume șansele de neamă Hristos. Să știți că cele mai bune definiții ale neamului le veți găsi în opera filozofului Mocenic, Mircea Vulcănescu, care a fost făcut, ieri a fost făcut cetățean de onoare al orașului Ialin, alături de Părintele Ilarion Felea și de Părintele Iustin Vădăru. Gellner și Eric Hobsbawm, unul antropolog și altul istoric, prin anii 80 au început să scrie despre tema naționalismului, așa cum se scrie și astăzi în România, anume deconstruindu-o. Și concluzia lor, care propuziți este ipoteză, dacă este să vorbim științific, nu este o concluzie, ar fi că naționalismul este suspect și că este creația elitelor, este creația intelectualilor, care atunci când s-a pus problema constituirii statelor națiunii, profitând de mijloacele mass media, de presă în special, au creat acest fals sentiment, spun ei, a apartenenței la neam. Este complet fals. Și ceea ce este extrem de grav, este că volumul sau scrierea lui Ernst Gellner, Națiuni și Naționalism, constituie o lectură canonică, la ora actuală, în toate facultățile de științe socio-umaniste. Deci orice tânăr care trece pe acolo, învață că este suspect să privești neamul românesc. Sigur că dacă ar fi să ne uităm puțin în spate, în istoria recentă a României, la această jenă pe care o avem toți în a cânta limba țării sau în a ne auto-defini ca român, a contribuit din plin și perioada comunistă, când Ceaușescu s-a dus un comunist mai special, anume un comunist naționalist, și cei mai în vârstă își amintesc de plină de acele picturi în care erau zugrăviți Decebal Traian și Șirul Domnitorilor, iar la sfârșit erau atot prezenții soți Ceaușescu. Au contribuit din plin acele manifestațiuni gen Cântarea României. Prin urmare,
după 90, toată lumea a pus sub semnul întrebării identitatea sa națională sau românească și trebuie să recunoaștem că ne este jenă. Ne este jenă să spunem că suntem români. Ce mai vreau să vă spun? Vreau să vă spun că sociologii vorbind, eu sunt sociolog, am văzut în Zoran, unea apare în istorie și rezistă în istorie prin anumite trăsături, prin o cultură comună. Noi, la ora actuală, nu mai avem o cultură comună. Există diverse nuclee de cultură, postmoderniste, așa, dar noi, între noi, noi nu mai vorbim despre Eminescu, sau despre Mircea Putănescu, iată, sau despre noi. Deci, nu mai avem o cultură românească comună. Nu mai avem valori comune. Și vă rog să fiți atenți la așa zisele dezbateri din mass media, când nu se discută, de fapt, despre binele comun. Binele comun a fost înlocuit cu asupra de măsură de binele individual. Nu mai vorbim despre celelalte valori. De pildă, dreptate. O valoare, iarăși spun, cardinală pentru Sfinții Închisorilor. Să nu uităm că Sfinții Închisorilor au fost cu totul și cu totul special, special în secolul 20, prin faptul că au înțeles să se sacrifice, să se pună stabilă răului, să nu înfrunte. E, noi când e vorba, acum vorbesc în numele lor propriu, să nu se înțeleagă greșit. Când e vorba să-i tragem la răspundere, să aplicăm dreptatea socială în privința torționarilor comuniști, dintr-o dată dă peste noi evadia. Noi vrem să iertăm noi în numele celor care au fost schinguiți. Nu mi se pare o atitudine bună, cu atât mai mult cât fiecare dintre noi avem cel puțin cu un copil acasă. Și doar nu să educ copilul în sensul discriminării, alegerii dintre bine și rău, pe de-o parte, iar pe de altă parte, când se pune problema de a fi trași la răspundere, dar de vișinescu și alții care ea, să mă facă cu omul să spună să ne judece Dumnezeu. Mi se pare, repet, că dacă România este în situația critică de astăzi, este depindări și pentru faptul că nimeni nu a fost interesat să aplice punctul 8 de la Timișoara. Au folosit toate manevrele posibile, în asemenea fel încât foștii reprezentanți ai nomenclaturii să rămână în aceeași poziție cheie, batează sistemul protocolist sau neocomunist să se multiplice. Cam asta aș vrea să vă spun despre tema naționalismului. Este un sentiment absolut natural, mai mult decât atât. Cine va avea interesul și curiozitatea să recitească texte fundamentale ale culturii române, gen scrierile lui Mircea Putănescu sau cărțile despre rostirea filozofică românească și despre ființa românească a lui Constantin Noica, operele lui Cioran sau lui Eliade, va constata un numitor comun la ei, anume că ei, prin naționalism, înțelegeau o stare de spirit. Un act de creație spirituală prin care fiecare om care scria sau care vorbea sau care făcea art în sensul clar, înțelegea să creeze valori care în același timp erau cât se poate de autohtone și în același timp erau universale. Așa cum Cervantes de pildă, trăindu-l pe Don Quixote, Don Quixote este cât se poate de spaniol și în același timp este cât se poate de universal. La fel în cazul lui Dostoievski. Cam asta vreau să spun despre naționalism. O să vă mai rețin mai mult să știți. Așa. Zilele trecute, prietenul meu, Daniel, a scos o carte extraordinară, care este propriu-zis povestea vieții lui Octavian Anastasescu. Pentru mine, Octavian Anastasescu este un erou discret. Eu așa am zis. De ce? Pentru că toată viața sa, el și-a propus să nu iasă în evidență, niciun fel. Dar, pentru că fiind închis în sanatoriu Închisoare de la Târgu Ocna și nimerind lângă Sfântul Închisorilor Valeriu Gafencu,
Valeriu de Atentul a inițiat în practica rugăciunii de Iisus și într-o zi l-a întrebat cum merge, cum merge prostia rugăciunii, dacă a progresat, dacă simte că a progresat. Și domnul Octavian Anastasescu i s-a plâns că el ar vrea să se roage continuu, dar că n-a ajuns la asemenea măsură. Și Valeriu i-a profețit că va veni o clipă în viața sa când inima îi va cânta de la sine, spune noi, rugăciunea lui Iisus. Ceea ce s-a și întâmplat, o să vedeți minunea în carte. De ce mi se pare mie extraordinar Octavian Anastasescu? În primul și în primul rând, așa, factologic vorbind, el a fost catalogat de către sistemul comunist ca socialist. Deși el nu era socialist prin adeziunea la doctrina socialistă. El era socialist ca cum era paraitistrat. Încă de mic, îl deranja faptul că există sărași pe lume și simțea ca pe o suferință orice mână care se întindea în față. Deci, prin urmare, era un sentiment firesc creștinesc, aș putea spune. De-aia consider că mărturia pe care Octavian Anastasescu o dă despre Sfântul Închisorilor este, nu spun că este mai credibilă, dar spun doar atât, este interesantă, pentru că mărturii despre Valeriu Capentu au dat de regulă oameni care au trecut cel puțin prin cărțile de cruce. Și dacă în cazul lor, răuvoitor ar putea să le reproșeze faptul că sunt părtinitori, că vor să facă un sfânt din unul dintre ai lor. În cazul lui Octavian Anastasescu, nici nu poate fi vorba de așa ceva. I-am citit cu viu interes interviul pe care mi l-a luat Daniel. Am și asistat, Daniel mi-a făcut bucurie extraordinară să-și asist la partea a doua lui, așa. Există o, pentru mine, Octavian este un om paradoxal. Pentru că are, în același timp este cald, dar are niște trăsături nemțești, germanice. O să vă dați seama dacă vă uitați mai atent la un portret din tinerețe. Nu l-ai simțit din prima o natură afectuoasă vulcanică. În același timp, cred, culmea, că el a dat cea mai afectuoasă mărturie despre Valeriu Capentu. Cam atât am avut de spus și dau cuvântul lui Daniel.